așa, ce n-am putut să fac. Să te faci cu mine. Să faci un fotograf cu mine. Filmează, nu? Da, poți să filmezi, dacă vrei. Păi nu. Stai că spui să filmezi. O să să vadă doamna care ai fost unde trebuie. Exact. Domnul președinte, o acțiune la care ați fost implicat trup și suflet, cum se spune. Da, este al doilea an la care, în care particip la o astfel de acțiune, la invitația șefului de ocol de la Văliug, Mihai Bona. Înainte însă de a planta în această zonă, am fost să vedem rezultatul acțiunii de anul trecut. Și am fost bucuros să văd că reușita este destul de mare. Foarte puțini puieți s-au uscat sau nu s-au prins. Și după aceea am venit aici și am plantat și în acest loc o serie de puieți. Bine că am avut parte de o vreme frumoasă. Anul trecut mi-aduc aminte că era puțin mai frig. Dar astăzi chiar am prins o zi însorită și sunt în asentimentul colegilor de la Rom Silva că acum ar fi bună o ploaie ca să se prindă ce am plantat astăzi. Deci după numărul de puieți plantați într-o dinamică ce vă este specifică, foarte repede v-ați mișcat. Șeful ocolului Silvic de la Văliug era foarte mulțumit de rodul acestei acțiuni. Mi-au propus un contract part-time pe perioada cât durează luna împăduririi, însă lăsând la o parte gluma, mi-aș dori ca mulți cetățeni din județul nostru să participe la astfel de acțiuni, alături de cei de la Rom Silva și de cei care sunt angajați de către Rom Silva. Avem un județ recunoscut pentru volumul mare de pădure, chiar dacă de-a lungul timpului sunt mai multe voci și au fost care au acuzat pe cei de la Rom Silva, eu vreau să le mulțumesc pentru activitatea lor și pentru ceea ce fac pentru pădurea din județul Caraș-Severin și să le mulțumesc încă o dată pentru invitație. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați venit și ne-ați onorat cu vizita într-un șantier de lucru unde se execută împăduriri integrale pe o suprafață de un hectar. Suprafață care a rezultat unul a tăierilor de arbori uscați datorită atacurilor de ipide, specii de rășinoase. Anul ăsta, la ocolul Văliug, avem un program 20 de hectare de împăduriri integrale și 2 hectare de completări. Vom planta 70.000 de puieți din specia fag, molid, larice, cireș, paltin și frasin. 80% din puieți provin din pepinierele noastre proprii, pepiniere cantonale. Frasinul și paltinul l-am achiziționat de la pepiniera de la Recaș, de la direcția Silvic Timișoara. Despre, a spus că aici nu exista pin, larice. Nu. În toate munții Banatului, specia de bază a fost, stațiunea de bază este de făgete. Ceea ce vedem noi aici, așa, rășinoasele toate au fost introduse artificial, datorită faptului că în 1850, în urma exploatărilor masive făcute de către UDR, au rămas locuri goale neregenerate, pentru că înainte din lemn produceau mangal. Ei exploatau circa 50.000 de metri cubi anual, lemn pe care îl trimiteau prin plutărit la usinări de la Risa sau sub formă de cărbune. Și cei care au adus rășinoasele în zona munților Banatului au fost austro-ungari. Prin 1830 și au introdus primele specii de rășinoase, pin, brad, molid și mai târziu larice. Chiar și segvoia la ocolul Silvic Sasca-Montana. Și acum sunt două exemplare, dacă știți de ele, la Beiu Sec. Eu le-am identificat acum 20 de ani când eram amenajist. Vedeți noastră și uscarea asta produsă de atacurile de ipide, că foarte multă lume își dă cu părerea și nu știu ce. E un fenomen ciclic. Acum 2-3 ani de zile au prins vârful, când am tăiat circa 20.000 de metri cubi uscați afectați de fenomenul ăsta de uscare datorită ipidelor.
Procedurile sunt foarte greoaie. Fiind și în zonă de parc, derogare de la amenajament. Dar am reușit în 3-4 ani de zile să stopăm fenomenul. Ați văzut și NASA și filmat, am plasat curse feromonale pe care titularul de canton le urmărește zilnic și raportează la responsabilul cu paza din cadrul ocolului. După aceea, arborii care sunt uscați se iau imediat măsuri de punere în valoare, pentru că asta e cel mai bun tratament, să-i extragi imediat ca să nu se extindă fenomenul. Iar în urma golurilor rămase, după cum ați văzut și anul trecut și anul ăsta, noi venim cu un pădurie. Pentru că aici nu a fost asigurată regenerarea naturală. Sau unde este, dacă a apărut ceva regenerare, dacă era un fac sau un paltin, acolo am venit cu completări. Lucruri pe care noi le întreținem până la închiderea stării de masiv, după care așteptăm cu voia lui Dumnezeu ca nepoții noștri să poată recolta această masă de masă. Și asta, pinul, molidul, trebuie plantat, că el nu se prinde, sau? Regenerează, dar mai greu regenerează din sămânță pinul și molidul. Avem regenerare la brad frumoasă. Vârsta lor, vârsta exploatabilității este depășită. Sunt arborete de 120 de ani. După cărți și după normele tehnice, reșinoasele introduse artificial, vârsta exploatabilității este la 80 de ani. Dar având în vedere tratamentul specific și printre, de fapt, primul din țară care s-a aplicat, era tratamentul tăierii codului grădinărit, nu se poate scoate decât în procent de maxim 16-17% la 10 ani, din cuponul respectiv. Și rotația arboretelor, toată lumea spune, domnule, se taie. Nu, se taie doar creșterea curentă, metri cub pe an și pe hectar, care este cumulat de masă lemnoasă. Amenajamentele silvice sunt calculate ca ciclu de 120 de ani să se închidă. Nu tăiem în primii 20-30 de ani, după care așteptăm 70. Nu. Deci se taie doar creșterea curentă pe an și pe hectar. Ocolul are o posibilitate de 47.000 de metri cubi și noi tăiem anual între 36 până în 40.000 de metri cubi. Ținând cont și de faptul că 2600 de hectare, 2700 sunt în rezervația de la Berzăvița, unde și acolo avem mari probleme cu uscarea, sunt în jur de 15.000 de metri cubi, dar nu am primit derogarea de la autoritățile abilitate, datorită faptului că e rezervație declarată, în amenajamentul silvic avem lucrări de codru grădinării, tratamente, deocamdată e o birocrație, dar nu se întreabă nimeni. Gândacii de scoarță nu știu și rămân doar pe suprafața rezervației, migrează. Degeaba facem noi combaterea aici, acolo nu putem interveni. Vom lăsa natura să spună cuvântul. Sau cineva odată și odată s-ar putea să răspundă pentru ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că este totuși o pierdere atât materială, cât și în detrimentul pădurii, că trebuie să o refacem. Sunt pâlcuri grupate de 2-3 hectare de rășinoase, unde trebuie intervenit. Și acolo, cineva mi-a pus o întrebare, de ce nu faceți în păduri? Ca să facem în păduri, trebuie să facem curățenie acolo, să extragem acea masă rămasă, care în proporție de 70-80% e degradată. E din 2010-2011. Așa cum ați văzut și ați filmat, câteva exemplare afectate de uscare sunt din anul trecut, din toamnă. Imaginați, ați văzut cum arată, că nu mai au coajă, nu mai vegetează, cum sunt arboretele afectate din 2010-2011. Deci valoare zero. Așadar, un mesaj pentru cei care au contestat, până la urmă, acțiunile RomSilva aici, în ocolul... Mesajul meu este că îi aștept cu ușile deschise, cu mare drag, îi conduc unde vor, pe suprafața ocolului, lucru pe care l-am spus și acum 6 luni la Academia Română, când s-a prezentat o sinteză despre codul grădinării de la Voliu cu domnul inginer Carcea, care a fost autorul acestui tratament. S-a început din 1951, când a început construcția lacului de la Gozna.
Și toată lumea își punea, fiind toate arboretele echiene, adică de aceeași vârstă, urma ca după 40-50 de ani să se taie la ras. Și atunci au gândit acest tratament. Codru grădinăriț se extragă doar 10-15 până la 17% din masa lemnoasă. Adică în ochiuri foarte mici și volum foarte mic, ca să facă protecția la sol. De fapt, pentru noi lemnul este în secundar. Protecția, rolul pădurii la Vălug este pentru protecția solului, la cele trei lacuri de acumulare care sunt. E vorba de trei ape, Gozna și Breazova. Deci o despădurire aici ar putea... Dom'le, de câți ani s-a construit lacul de la Gozna? Câte colmatări sau decolmatări s-au făcut? Plus, la 20 de kilometri în aval avem Secu. Și pădurea are un rol foarte important. Și pădurea și silvicultorii care au contribuit la menținerea biodiversității, menținerea arboretelor. O spune că pe Vălug întâlnim cele mai frumoase arborete din județ. Și asta datorită muncii de ani și ani de zile a silvicultorilor din zonă. Cu implicarea celor de la Direcția Silvică, de la Regia Națională.